Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem energiile curente dintre tine și o anumită persoană sau dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, să vedem ce trebuie să cunoști. În momentul de față, văd aici o conexiune foarte puternică între tine și o anumită persoană. Arcana majoră îndrăgostiții vorbește despre o legătură cu zodia gemei, dar și despre o alegere importantă pe care o ai de făcut. Simt aici o energie tânără, o energie adolescentină și este clar aici o legătură de suflet pereche. Este o relație în care vă simțiți și ca doi adolescenți și ca doi copii, dar este și o relație foarte stabilă, o relație serioasă. Pe de altă parte, văd aici o relație care durează de foarte mult timp. Este o relație în care vă înțelegeți foarte bine din punct de vedere profesional. Personal, văd că există o atracție foarte puternică între voi și văd că, în momentul de față. Ori tu și cealaltă persoană treceți prin niște transformări mari, fiecare în viața lui, ori tu treci prin aceste transformări. În unele cazuri, văd aici o despărțire bruscă da, care a avut loc. În momentul de față, văd aici că ești foarte preocupat de bani, ești foarte preocupat de stabilitatea ta materială, dar mai văd și o conexiune foarte, foarte puternică cu zona aceasta de confort. Este o relație foarte stabilă, foarte sigură. În mintea ta, 5 de spade. Aici văd că te simți neîndreptățit dintr-un anumit punct de vedere, dar văd că ești și într-o perioadă în care profiți de o poziție în care te afli și încerci să îți urmărești propriul interes. Atenție puțin la un compromis în care te bagi acum. Ești într-o perioadă în care ești destul de stresat aici din ce văd. Dacă ești într-o relație, te simți puțin neîndreptățit în această situație sau ai impresia că persoana asta îți face nedreptăți, îți face lucruri mai puțin plăcute. Uite, în inima ta spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești, în momentul de față, tu aici te simți foarte blocat într-o anumită situație. Pot fi probleme legate de casă, familie. În această relație e ca și cum te-ai resemnat ai acceptat situația, nu prea mai vrei să lupți, nu prea mai vezi o nouă etapă, un nou început în toată această situație. Dacă ești o persoană singură, văd că în momentul de față nici nu crezi că poate să mai apară cineva în viața ta. Ți-ai blocat inima, ți-ai blocat sentimentele, nu prea vrei să îți exprimi foarte mult tot ceea ce tu simți. Avem aici arcana majoră nebunul. Ești într-o perioadă în care nu prea mai contează banii, nu prea mai contează lucrurile materiale, pur și simplu vrei doar să trăiești, vrei doar să te bucuri de tot ceea ce este în jurul tău. Te afli într-o perioadă în care acționezi fără să te gândești la consecințe sau ești într-o perioadă în care ești foarte curajos, ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, ai niște reacții de care rămâi și tu surprins, dar și ceilalți. Te afli într-o nouă etapă în care nu prea, nu prea, cunoști tu cum stau lucrurile, nu prea ți dai seama dacă e bine, dacă e rău. În unele cazuri văd aici o despărțire care a avut loc, o supărare, o ceartă, ceva s-a întâmplat în viața ta și în momentul de față nu prea-ți mai pasă de nimeni și de nimic. Este ca și cum ai merge pe mâna norocului. În exteriorul tău ai legătură cu niște persoane sigure, mature, sigure pe ele. O legătură văd aici cu o persoană care foarte greu renunță la bani, foarte greu se deschide în fața noutăților. Ai legătură cu o persoană puțin încăpățânată aici. Pot fi persoane mai învechite în gândire, persoane mai reci. Dar dacă te afli într-o relație, să știi că persoana asta chiar vrea ceva stabil cu tine. Da? Sau are un scop, are niște idei acolo. Șapte de monede. Tu aici ai o persoană care tot se uită spre trecut, nu, nu poate să treacă peste ceva ce s-a întâmplat. Poate să fie o problemă legată de bani, o problemă legată de o moștenire, dar mai văd că în cadrul acestei situații în care tu te afli. Persoana de lângă tine. Nu știu, nu poate să lase ceva în urmă, ceva ce s-a întâmplat da, între voi. Dacă ești despărțit sau despărțită, să știi că omul ăsta încă se mai simte, încă se mai gândește la tine, se gândește că totuși a fost ceva stabil cu tine, a fost ceva frumos. Hai să mai vedem aici. Uite, valetul de cupe. Văd aici tot felul de cuvinte frumoase pe care le primești, cuvinte de laudă, de apreciere. Mai văd faptul că în plan profesional lucrurile se mai clarifică aici în viața ta. Primești tot felul de vești bune. Ai legătură cu tot felul de persoane sincere, iubitoare, tot felul de persoane dulci. Dacă ești într-o relație, persoana asta e foarte matură, e foarte asumată, vrea ceva stabil, vrea ceva serios cu tine și are răbdare, stă lângă tine, ține la tine. Hai să vedem în viitorul apropiat, uite trei de spade, aici în viitorul apropiat văd o oarecare tristețe da? Poate să fie și un moment în care o relație se rupe sau poate să fie un moment în care apare o supărare între voi Nu neapărat legată de tine, dar e o supărare în general vorbind, e ca o stare așa de tristețe o discuție foarte, foarte interesantă care urmează aici. Este o discuție sinceră, deschisă. Ia uite, în mintea ta văd aici că te afli foarte curând. O zi, două, trei sau câteva ore. Uite aici văd foarte multă încântare din partea ta. Parcă vrei să încerci lucruri noi, să te aventurezi în situații noi, să cunoști oameni noi. În plan profesional pot apărea vești bune. Uite, în inima ta, regina de băte, o conexiune, văd aici, cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. În inima ta văd că îți vei dori tare mult să te simți bine, să trăiești viața din plin. Îți vei dori foarte mult în viitorul apropiat să simți că te bucuri de viață. Văd o întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă, dar văd și o problemă aici legată de o rivală. Da, legată de o persoană care se bagă între tine și cineva anume. Însă, patru de băte, patru de bâte îmi spune mie că vrei să sărbătorești, vrei să te simți bine, mergi la o petrecere, la o întâlnire sau petreci o după amiază plăcută împreună cu persoana iubită, împreună cu niște prieteni. Aici parcă, nu știu, te întâlnești cu cineva, petreci, celebrezi. Cartea asta reprezintă victorie, bucurie, foarte mult foc, deci foarte mult entuziasm din partea ta, foarte mult dinamism, spirit, multă intuiție. Apoi avem lumea aici, o legătură cu o zodie fixă: taur, leu, scorpion vărsător. În exteriorul tău văd o bucurie, văd un final, ceva, cineva pleacă, primești o veste din străinătate, sau aici se închide o karmă, se închide o etapă. E ca o ușurare pentru tine. Da. Schimbarea asta, să știi că vine liniștit și vine cu vești bune, e liniște, eu nu văd ceartă, nu văd scandaluri. Dacă ești într-o relație cu cineva aici, văd că persoana asta. Uite, va pune capăt la o situație sau va reacționa într-un alt mod, pentru că lumea și cu patru de bâte, ambele cărți vorbesc de bucurie, vorbesc de victorie. Apoi, avem aici doi de spade. Văd aici pe cineva care are de luat o decizie în viitorul apropiat, dar văd și o lipsă de comunicare cu familia sau cu prietenii. Ai aici pe cineva care pur și simplu se bucură de această veste, așteaptă să se întâmple un anumit eveniment. Iar ultima carte este Regina de Cupe. O legătură aici foarte puternică, văd, cu o zodie de apă: rac, scorpion, pești. A venit și pisica să vă salute. Aici văd că urmează în viața ta o perioadă în care primești tot felul de vești bune de la muncă, văd o legătură cu zona sănătății sau cu zona vindecării. Mai văd faptul că ai o persoană care ține aici la tine care ți este alături. Dacă te ști o persoană sensibilă, dulce, iubitoare și ești într-o relație cu cineva, omul ăsta, uite, se gândește doar la tine în viitorul apropiat și să știi că Va lua o decizie, da, pentru că tocmai se va simți liniștit, se va simți bine alături de tine. Dacă ești o persoană singură, poate să apară cineva aici, da? Poate să apară cineva. Hai să vedem și un sfat din partea îngerilor romantici pentru tine, să vedem ce trebuie să cunoști. Uite, ți se spune că tu meriți iubire, da? Poate ar trebui să te iubești mai mult, poate ar trebui să nu mai iei lucrurile chiar așa în serios. Da, pisica să știi că ți-a luat, vrea să-ți extragă un mesaj dintr-un bol și cred că o voi ajuta și eu. Ia să vedem. Uite, mai e un mesaj și anume copil. Iubirea vieții tale este afectată de un copil, da? Sau situația asta este afectată de o problemă o problemă copilărească pentru unii. Hai să extrag și ceva suplimentar din bol, dacă tot pisica vrea neapărat să îți ofere un mesaj. Numărul 22, foarte important pentru tine, 2 și 4 și uite o zi plăcută de care ai parte din momentul în care vizionezi videoclipul, chiar și în această zi poți să ai parte de o zi plăcută. Și mai ai numărul 8, da? putere, pasiune. Păi e clar aici o întâlnire cu pasiune frumoasă pe care o ai, iar dacă ești o persoană singură să știi că apare cineva foarte curând. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai plăcută.